Vă felicit cu această mare sărbătoare, Ziua Unirii. Și anul 1918 a fost un an hotărător pentru soarta românilor din de pretutindeni. Și același lucru se va întâmpla, eu cred, în 2018, când țara noastră se va reunifica. Și vom avea un viitor comun. Și dacă să facem o comparație cu ceea ce se întâmpla în acel an 1918, avem practic aceleași premize și acum, aici, la noi, pe teritoriul Basarabiei. Acum, dacă să vorbim despre sărbătoarea de astăzi. Venind la această sărbătoare, mergeam în mașină și am ascultat o fetiță de 5 ani recita poezia. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vină în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, asta le nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. De aceea, eu cred că atât timp cât mai avem copii care recită acest astfel de poezii, acest obiectiv al nostru de reunificare a țării noastre este unul real. Acum, dacă să vorbim despre faptul cum trebuie să facem această unire, eu cred că n-am să reușim dacă vom veni, vom cânta, ne vom aduna, ne vom despărți și cu aceasta vom rămâne. Eu cred că a venit timpul când trebuie să facem echipe, să mergem sat la sat, să urmărim oamenilor care sunt avantajele reunificării țării noastre și atunci vom reuși. Și dacă să ne amintim de țărani, țărani prin actul Marei Uniri din 1918 și-au primit și au fost împroprietăriți. Acum aici la noi, în Republica Moldova, pe teritoriul Basarabiei, țăranii sunt desproprietăriți, fiindcă nu au condiții, nu sunt susținuți de stat, sunt nevoiți să-și vândă pământul, să plece peste hotare și astfel în Republica Moldova apare o altă clasă care se numesc latifundiari. Nu mai sunt țărani. Deci eu sunt convins că în Republica Moldova, în Basarabia, aici la noi, noi trebuie să susținem gospodăria țărănească de familie, ca astfel țăranul proprietarit să ai posibilitatea să-și dezvolte aici familia, să câștige bani în Republica Moldova și astfel să aibă un viitor.